Profesorii Universității Aurel Vlaicu Arad au produs laboratoarele instituției de învățământ superior peste 1000 de litri de dezinfectant pe care l-au donat spitalelor din regiunea de vest a țării, dar și medicilor de familie sau forțelor de ordine implicate în lupta împotriva COVID-19. Este a doua cantitate de dezinfectanți produsă în cadrul Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare în Științe Tehnice și Naturale a Universității, după ce în urmă cu o săptămână profesorii au mai donat spitalelor 10 de litri. Produsul respectă recomandările Organizației Mondiale de Sănătate și se folosește la preparare și uleiul esențial de lavandă, produs natural recunoscut pentru calitățile sale antiseptice și antivirale. Banii necesari pentru achiziționarea substanțelor din care se produs dezinfectantul au fost obținuți în urma implicării cadrelor didactice și a mai multor arădeni care au donat fonduri. Rectorul Universității Ramona Lile a declarat că atât timp cât vor fi fondurile necesare pentru materia primă, vor continua să producă dezinfectant. Colegii de la Institutul de Cercetare și Inovare sunt pregătiți să muncească atât cât va fi nevoie și vor continua să ofere celor implicați în lupta împotriva COVID-19 dezinfectantul necesar.